Servus. Ich habe Leergut, ich muss abladen. Ich bin hier erst einmal, ich habe keine Ahnung, wo ganz genau. Ich habe Leergut, ich muss abladen und ich weiß es nicht ganz genau, wohin. Ich muss abladen, die Leergut. Ja, und dann ich muss laden auch. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit din nou la un nou vlog pe pagina mea de Facebook și YouTube. Să știe, trească frații mei din România care mă sună mereu și îmi dau mesaje frumoase și comentarii și like-uri. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Chiar azi am vorbit cu un frățior de-al meu, Marian Petre, șofer și el în România, și cu tovarășul lui am făcut o conferință, un video chat împreună. Salut, frații mei, drumuri bune. Bun, săptămâna asta sunt pe tur nou și eu și Ilie, frate. Ilie a început la 2 dimineața și a terminat la 2 după amiază, un tur de 12 ore, din păcate cu două firme. La o firmă încărcăm și la cealaltă firmă descărcăm. Iar eu am plecat la ora 3 la muncă, sper să termin până la ora 3, poate chiar mai devreme, să-i aduc mașina lui Ilie la timp, să nu întârzie băiatul. La, să, nu se știe, e drumul lung, Bauștela, e drumul lucru. Acum să vedem cât durează pe la firmele astea, până încărcăm, descărcăm, abar n-am. Prima firmă, am plecat de la noi, deja am lergut. Mașina e încărcată cu Leergut, că l-a adus Ilie. Trebuie să mă duc la Neustadt-an-Donau. Neustadt-an-Donau, ăsta e pe lângă Miunghe, pe undeva pe acolo. Acum sunt pe A93. Trec de Regensburg. Și o să vină ieșirea, nu știu care zice navigatorul, în 20 de km, pe 16, bla bla bla, în direcția aia. Puteam să iau și pe A9 pe partea înaltă, dar mai bine pe aici, e mai drumul mai descurcat. Nu sunt foarte multe bauștele. Dacă tot trec pe la Regensburg, pe această cale vreau să salut pe frații mei din Regensburg, de la firma Elfline, pe frățiorii mei mai mici, cu care am mâncat un mec împreună, pe Adiță din Brașov, pe Profonel din Brăila, pe băiatul din Maramureș, el care e, cu respect cu fratele tău, și pe toți românii din Regensburg, pentru că am văzut că foarte multă lume scrie din Regensburg, român care lucrează cu totul și cu totul în alte domenii, nu sunt șofer la firma Elfline, m-au găsit pe Facebook sau pe YouTube și am mai schimbat 2-3 cuvinte cu ei și așa mai departe. Salut pe toți! Vă respect maxim! Firmă nouă, oameni noi, să vedem cum reacționează oamenii când te duci, frate, și ești nou la o firmă și nu te cunosc, să vedem reacția lor. Sunt tare curios că n-am mai avut de mult firme noi și de obicei nu prea ești primit așa cu brațele deschise. Prima zi, a doua, a treia, după ce începe lumea să te cunoască, e mai binișor. Dar prima zi, hai să vedem reacția lor și ce se întâmplă. Trebuie să încarc aici la Neustadt piese, componente auto pentru Audi, după care mă întorc înapoi la mine la Plauen, trec de Plauen, mai merg o oră și mă duc tocmai la Crit Mișau, parcă, da, ceva de genul, da, Crit Mișau, în fine, puțin mai complicat. Pe lângă Verdau și Șmiol, Țvicau pe partea lantă. Mă duc acolo la o firmă, am descărcare la ora 23 la noapte, aici am încărcare la ora 16, deci cam într-o oră trebuie să fiu acolo. Bun, descarc acolo ce încarc aici, piese auto, componente auto pentru Audi, după care mă încarcă cu Leergut, tot pentru firma asta. Vin înapoi, aduc camionul, îl parchez, îl ia fratele meu Ilie și pleacă mai departe cu el. Săracul camion, frate, nu mai avem pauză, dar el nu prea. Trebuie să producă, frate, înțelegi, tot trebuie să meargă și zi și noapte și produce cașcaval. Bun. El produce cașcaval, datorită lui luăm și noi banii, că el e tovarășul nostru, muncim toată ziua cu el, el ne aduce banii, camionul ăsta, Scania asta a mea, săraca, tovarășul meu de viață, camionul, nu? Deci eu muncesc cu el și facem bani împreună. Pentru mine și pentru toată lumea. Să fie bine, ca să nu fie rău. Salut, colegul de la Elfline, drumuri bune să ai. Nici o problemă că nu m-ai văzut data viitoare, că sunt prea mic. Asta este ieșirea noastră. Thank you.
dreapta, tur 5. Pe aici nu, arăta 6 și 7. Uite aici. Să întrebăm, să vedem unde parcăm, unde descărcăm. Că nu știu nimic. Unde e birou, vedem. Asta e nașpa, când vin într-o firmă nouă și m-a ales mare, nu știi, frate, unde să te duci, nu știi. Prima zi pierzi câteva minute în plus, știi? După, ok. Hai să vedem pe aici, uite acolo. Servus! Ich habe Lergut, ich muss abladen. Ich bin hier erst einmal, ich habe keine Ahnung, wo ganz genau. Ich habe Lergut, ich muss abladen und ich weiß es nicht ganz genau, wohin. Ich muss abladen, die Lergut. Ja, und dann ich muss laden auch. Für Krimschau. Alles klar, gut, danke schön. Servus. Wir von Firma Elf rein, ich habe Lehrgut und ich habe auch, ich muss aufladen. Aber ich weiß es nicht, wohin ganz genau, ich muss fahren. Boah, da fragst du mich jetzt ganz schön, weil ich immer wegtransportiert. Ach so, alles klar, dann. Ja, oder schätze mal, du musst da vorne rechts. Da vorne rechts? Vorne rechts, du musst erst einmal rechts rein, da kommt schon die Lade rein. Alles klar, Mann, danke schön. Servus. Wie bitte? Ich habe Lehrgut von ich pass auf Audi. Audi Lehrgut. Krieg mich auch. Und dann ich muss laden auf für Krimschau. Vorne rechts, oder? Vorne rechts. Vorne rechts. Einmal mal da vorne, dann rechts. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Servus. Bă, frate, dacă nici ei nu știu ce să mai zic de mine. Și în fața dreapta. Zone 3-4. Tur 3-4. Ale cel aici. Aici pe undeva, da.
Servus! Ich habe... Ja, wie nochmal quatschen. Servus, ich habe Lergo dabei und ich muss abladen. Kannst du sagen, wo ganz genau ich muss das machen? Und krieg ich mich ja von Audi? Ja, vorne oder? Ja, vorne. Alles klar. Dankeschön. A zis că nici el nu știe, să întreb un schimbuitorist aici în față. Stânga au sfart, ieșire la poarta 4. Bă, frate, bune să te treci cu frate, bă. Servus. Pe cine să întreb, omul gazăși? Pe cine să întrebi? Dacă nu știm, întreb 7 inși, că nici eu nu știu, nici eu nu știu. Și aici ies din firmă. Bă, sunteți nebun la cap. Aici ies din firmă, mă. Mă dau jos între frate. N-am unde să ies. Am întrebat aici frăție și a zis Gagiu că, frate, ești total fals aici. Știu, bă, frate, n-am mai fost și am întrebat pe toată lumea, n-a știut nimeni ce să-mi zică. Ce, du-te înapoi pe unde ai venit, de la poarta 5, și te aștept eu acolo și vedem ce facem. Bine, bro. Pin. Știi că e nepin, my friend. Dankeschön. Încercăm o dată. Uite-l că mă așteaptă aici băiatul. A zis că mă așteaptă aici omul. Dacă n-am știut, ce să știu, tot drept înainte și am întrebat și am întrebat, ia uite, facem dreapta aici. De unde să știi?
treabă. Am întrebat muncitorii, frate, o toaletă ceva aveți pe aici? Da, bun, super. Aici au vestiarele, frate. Ce fac mereu, mă duc la toaletă, frate, mă surg de mâini pe față, că pe căldura asta, 32 de grade afară. Gata, frate. Am terminat și de încărcat. 15 minute mi-au golit lergudul. Și 20 de minute m-am încurcat doi băieți cu două stăvuitoare până sus, în tavan, în boxe. Pentru cei cu probleme de spate, de sciatică, de hernie, de ce ai văzut, frății mei, perna ortopedică e cea mai bună. Am zis că fac un video extra pentru asta, dar am uitat. O am de o săptămână, am testat-o, e super tare, e super tare. Ma, ce intră apa asta rece ca mâm. Iată de asta cu răcitoare, știi? Să păstrez mâncarea rece. 300 de kilometri avem până la destinație. Bun. Mergem mai departe. Gata, frate. I-am dat-o. Cal, frate, afară, 34 de grade, mai de cap, de am transpirat și am fost la baie, m-am spălat frumos, m-am aranjat, m-am răcorit și acum mergem mai departe. Bănuiesc că aici trebuie să fac stânga, că în față nu am loc, în dreapta e hală, păstrăm distanța acolo cel puțin un metru, da, să nu luăm boxele după noi, când facem dreapta, stânga, remorca este, da, spatele remorcii, să nu luăm boxele după noi, frate. Oricum eu nu mai văd nimic acum acolo. Întotdeauna un metru. Serios. Ok. Păi ce am omori? Raus. Serios. Ia o sfart. Au sfart. Avuia. Dankeschön. Alles klar, Maestro. Asta la fix de mare. Da, merge, ce să facem. Și am scăpat. Mergem. 4 ore avem de mers, frate, până la Crișmișau. Crișmișau. 4 ore avem de mers, trebuie să fac pauza undeva. Am făcut 15 minute înainte, mai
trebuie să fac cu jumătate de oră. Tot mai bine mănânc și eu. Știi, să dau bătaie, frate, că altfel întârzi. Bă, frate, mi-a apărut aici mesajul că m-am 15 minute și să fac pauză. Ok. Să căutăm parcare. Gata aici pe navigator, mi-arată că acum vine parcarea într-un kilometru. 200, bag în prima, că nu mă mai risc. Gata aici. Oh, ce să remetri parcarea. Aici lângă Filip, românul nostru în dreapta. Salut, băi Filip, ce faci, tata, face nani băiatul. Bun, când soarele apune. Pauză, mâncăm, dormim și mergem mai departe. Gata, frate, și pauza, am mâncat, am și dormit 10-15 minute. Ce să mai zic, a fost bine. Prinde noaptea, frate, pe drum, că la ora 11 avem descărcare la Crid-Mișau, dar de unde că ajung mai târziu cei ce n-avi? La 12 fără un sfert, aha. Ajung mai târziu, frate, asta e. Hai, ce să fac? Peste 400 de metri, la sensul giratoriu, urmează prima ieșire spre Walsafsenruin. Asta este, frate, asta în dreapta. Uite, frate, aici. Bine, să intru pe aici. Sunt mai multe firme aici, da? Antolin, acolo logistic, eu trebuie să mă duc acolo să-mi trebuie să vedem. La birou frumos. Să vedem ce îmi zice domnul de la birou, la ce ram trebuie să bag, unde trebuie să bag exact, că nu știu. Lăsăm și noi pe aici pe undeva să nu încurcăm lumea. Și asta este. Am ajuns. Gata, boss, aici e birou în dreapta imediat.
Alți acolo, nu e nimeni în birou. E acolo afișat, numai are un număr de telefon, telefonul pe masă. Și trebuie să formez 2, 8, 4, 4, nu știu că știi. Am format, alo? Ia, răspuns unul. Zic, da, sunt de la F-Line, aduc ceva pentru dumneavoastră. Ce da, la sărtire acolo pe masă. Și du-te în spate la rampa 10. Gata, boss, la rampa 10, mă duc în spate. Zici că suntem pe la noi, pe la The Bolen, pe partea aia. Pe la Plopeni. Ia uite, frate, și tu. Lung, frate, lung turul de astăzi, ce să mai, peste 12 ore cu pauze cu tot, am așteptat mult. Probleme ca de obicei cu remorca, să mai închid ușile cum trebuie, tavanul, acoperiș o fie la acolo, bătăi de cap, nervi. Dar într-un final m-am puțin și ajung acasă, mă duc să fac un duș și direct la nani. M-am salutat cu respect.